cum poți să spui că nu există Dumnezeu? Ce minune dorești tu, om drag, ca să crezi cu adevărat în Dumnezeu? Simplu fapt că atunci când te rănești și la mână, la picior, și rana se vindecă singură, ce credință mai mare în Dumnezeu poți să ce semn mai mare de credință în Dumnezeu trebuie să ți se arate, omule? Bună seara, dragii mei giurgiuveni! Bună seara, indiferent unde v-ați afla în această lume! Iată, ne aflăm la o nouă emisiune cu Giurgiu înainte. Împreună cu dragul meu prieten și colaborator Ianis, vă mulțumim pentru faptul că sunteți aproape de noi. Poate vă întrebați, dragii noștri prieteni, de ce am început emisiunea, întâlnirea cu dumneavoastră din această seară, cu iubirea față de Dumnezeu și semnele pe care noi trebuie să le înțelegem. Datorită faptului că am ajuns în așa situație noi, omenirea în general, datorită lipsei de credință în Dumnezeu. Am plecat pe un drum fără întoarcere, un drum care spre neșansa noastră nu este un drum ascendent, ci este un drum care ne duce spre prăpastie. Dragii mei giurgiuveni, am să încerc împreună cu Ianis în această frumoasă seară să intrăm în discuție cu dumneavoastră, să discutăm despre Giurgiu, despre județul Giurgiu, despre ceea ce ne convine, despre ceea ce nu ne convine legat de Giurgiu. Vă rugăm mult de tot, dragii noștri prieteni, să intrați în legătură cu noi prin mesaje, să ne trimiteți mesaje în absolut orice domeniu doriți dumneavoastră să îl abordăm. Nu avem emisiunea întrebării în această emisiune, datorită faptului că ne-am confruntat cu unele probleme tehnice și am fost în imposibilitatea de a vă afișa întrebarea pe ecran. Însă sunt convins, dragii mei giurgiuveni, că așa cum vă știu pe dumneavoastră, veți trimite mesaje și astfel vom face emisiunea mult mai antrenantă și, evident, interactivă. Vom avea, evident, și telefoane în direct cu cine altcineva decât cu dragii noștri Nicoleta Croitoru și Toma Florescu, oameni extraordinari, oameni dintr-o bucată, oameni care știu ceea ce înseamnă cu adevărat viața. Mulțumesc pe această cale Getei Mușat, Mirel Voinea, domnul Florescu Toma deja este în legătură cu noi, Nicoleta Bobilcă, Mariana Stancu, iată puiul Pesa din Madrid este aproape de noi, voi merge la dumnealui în luna februarie la sfârșit, iată doamna Nicoleta Babei ne urează o seară frumoasă, mulțumim asemenea, domnul Daniel Cristea este în legătură cu noi, Florentina Doruleț, Daniela Negreanu, foarte mulți giurgiuveni în legătură cu noi. După cum știți, dragii mei giurgiuveni, împreună cu mulți oameni de bine, domnul Dan Daponte, domnul Gemescu, Nicoleta Croitoru, prieteni buni ai mei, am realizat acest minunat grup Giurgiu înainte. Vă rog frumos, dragii noștri giurgiuveni, care încă nu ați intrat pe acest grup, să intrați. Este un grup extraordinar, este un grup cu oameni, cu giurgiuveni așezați. Pe acest grup nu există să vedeți incendiu la Daia, accident la Uzunu, nu există așa ceva. Totul va fi legat totalmente de Giurgiu. Iată că, dragii mei giurgiuveni, sunt un număr de peste 500 în câteva zile pe acest minunat grup. Aici se postează poezii, melodii, imagini din Giurgiu de altă dată, din Giurgiu de astăzi, comenturi, întrebări despre administrația locală, județeană. Este o reală plăcere, dragii mei prieteni. Practic sunt încântat de acest minunat grup și de acest minunat giurgiuveni care sunt plini de bun simț. Și vă rog frumos, dragii mei giurgiuveni, care încă nu ați intrat pe acest grup, să intrați,
Să vedeți ce grup frumos, ce grup minunat. Vă dau cuvântul meu de onoare. Am emisiunea Edi TV, am emisiunea TV Giurgiu, iată cu, la TV Suflet Românesc. Însă m-a captivat total acest minunat grup și acești minunați giurgiuveni cu care îmi pierd, nu-mi pierd, stau ore întregi pe grup. Vă rog frumos să intrați, cereți prietenie, singura condiție să fiți giurgiuveni, dragii mei. Peste este un grup, exact cum am spus, totalmente adresat giurgiuvenilor, atât din oraș, cât și din județ. Singura rugăminte să nu amestecăm politica agresivă în acest grup. Este un grup care vrem să fie pozitiv, care să scoată în evidență, evident, și derapajele politicienilor, dar într-un alt stil, nu agresiv, nu să fie în mod brutal. Iată, doamna Niculeta Călitor este cu noi în pagină, ne dorește mult succes, așteptăm cu drag doamna Călitoru să intrăm în legătură cu dumneavoastră. Iată doamna Lena Lucia Grâscă, bună seara, să rămâne distinsă doamnă, Ana Maria Hodivoianu, iată și dumneavoastră în legătură cu noi, mulți giurgiuveni, dragii mei prieteni, sunt convins că acest grup în foarte puțin timp va număra câteva mii bune de giurgiuveni. Giurgiuveni care vrem să fie așezați și apăsați asupra vieții culturale și în special asupra vieții politice din orașul și județul Giurgiu. Pentru că, dragii mei, sper ca acest grup Giurgiu Înainte să fie un start în ceea ce privește monitorizarea clasei noastre politice din oraș și din județ. Iată că am să vă citesc puțin mai târziu în emisiune, dragii mei prieteni, o sinteză făcută de domnul Dan Motreanu, europarlamentarul, care va avea un birou parlamentar aici la noi în Giurgiu și încă este președintele filialei județene a Partidului Național Liberal. Vom discuta și despre politica, în special despre politica din Giurgiu. Sunt multe probleme, multe bătălii crâncele, multe bătălii fracticide, în condițiile în care, dragii mei, mai avem câteva luni până la alegerile locale. În asemenea condiții, nu știu ce ne vom face, atât cu PSD-ul, atât cu PNL-ul și cu celelalte partide politice. Iată că niciun partid nu este aproape de giurgiuveni. Este trist faptul că noi contăm atât de puțin pentru politicienii noștri. Însă dumnealor nu știe ce înseamnă să te pui cu poporul, să-i neglijezi și să nu iei în seamă doleanțele, grijile. Cât tu pe veți mai avea, dragii noștri politicieni, ca în campania pentru locale care se apropie cu pași repezi, dacă nu chiar alegerile anticipate, să veniți în fața giurgiuvenilor, să spuneți cât de mult îi stimați, cât de mult îi iubiți, cât de mult bine le doriți. Ar fi o rușie din partea dumneavoastră. Sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră veți face campanie electorală pe platformele online, astfel încât să evitați giurgiuvenii, să evitați să fiți aproape de ei. Însă politicianul care va face campanie numai pe paginile de socializare, din punctul meu de vedere, acela trebuie șters din memoria noastră a giurgiuvenilor. Pentru că în acel moment ne demonstrează bariera care este interpusă între noi și politicianul sau politicienii respectivi, care, iată, în ultimul timp s-au îndepărtat foarte mult de noi. Vă rog frumos să fiți foarte atenți la articolul domnului Dan Motreanu, să vedeți cât de atot cuprinzător este. Dacă ne permite timpul, voi citi un articol scris și de Florin Piersic, un articol care sintetizează întreaga societate românească împiedicată de politicieni pentru a avansa și a merge înainte. Iată că inclusiv Bulgaria, dragii mei giurgiuveni, a ajuns mult mai presus decât noi. Am postat la mine pe pagină, la noi, pe pagina Giurgiu Înainte, domnul Gemescu, ce ar trebui făcut pentru revitalizarea
turismului din județul Giurgiu. Vă spun sincer că majoritatea dintre prietenii noștri de pe Giurgiu înainte au avut, nu au avut cuvinte tocmai plăcute despre ceea ce se întâmplă în Giurgiu din punct de vedere turistic. Cineva a spus că cea mai importantă, cineva la nivel național a spus că cea mai importantă atracție din Giurgiu este orașul Ruse. Este trist, este trist pentru noi giurgiuvenii că am ajuns de râsul țării. Dar ăsta este adevărul. Alin Cernea, tu de unde ai apărut? Aline, Aline, fii Aline cum trebuie, Aline, fii mă giurgiuvean, mă Aline, mă. Ce e asta tu de unde ai apărut? Da, este postarea ta, de dovadă, dragii mei giurgiuveni, că iată, nu ne ascundem de nimic, toate mesajele le citim, chiar vă rog să intrați cu noi în direct prin mesaje. Vă promit că le vom citi pe toate, vom analiza, iată doamna Silica ne spune că dumneai dorește fapte și nu vorbe. Doamnă, aveți mare dreptate, pentru că faptele ar trebui să fie cele care ar trebui să ne ghideze în absolut tot ceea ce facem în această viață, mai ales ceea ce fac decidenții. Iată doamna Lina Sandu din Madrid, ne urmește și dumneai, vă mulțumim mult doamna Sandu. Abia aștept să ne întâlnim în februarie. Iată și domnișoara Ana Maria Danciu ne urează o seară bună. La fel și noi vă dorim dumneavoastră. Mirela Oancea, de asemenea. Doina Veronica Mircea este împreună cu noi. Mulțumim mult, dragi giurgiuveni. Vă așteptăm în continuare cu mesaje. Vă așteptăm în continuare cu atenție. Și cu curaj, dragii mei, nu vă fie teamă, pentru că, da, iată, doamna Silica Alundra ne spune, eu una m-am săturat de vorbe, fapte domnilor parlamentari. Sigur, sigur, aveți mare dreptate, doamnă, din păcate ne-au lăsat deoparte. Laura Doroștei, nu mă așteptam să fie un atu, că este aproape de București, și eu mă așteptam să fie un atu, faptul că suntem aproape de București și la granița cu Bulgaria, să fie mai dezvoltat orașul. Absolut foarte bună remarca dumneavoastră, doamna Laura Doroftei. Doamna Laura Doroftei este foarte bună prietena mea de pe pagina de socializare. Este din Brăila. Și mă întreba pe mine, ar fi încântat-o gândul să vină în Giurgiu. I-am spus, nu domnișoară, este în practică căsătorie. Rămâneți la Brăila sau oriunde în altă parte, numai aici nu veniți, că este dezastru la noi în oraș. Suntem ultimul oraș din România și implicit ultimul din Uniunea Europeană. Este viața grea, domnișoară, în Giurgiu. Nu veniți aici. Aici sunt oligarhi. Aici totul s-au așezat între oamenii politici și pe noi ne țin jos ca să ne poată conduce dumnealor. Stați liniștit în Brăila, nu veniți în Giurgiu că nu aveți ce să faceți aici. Vă rog să urmăriți emisiunea în continuare, că va fi o emisiune atractivă. Vă garantez, domnișoara Doroftei. Doamna Nina Toader, bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Chiar de nu sunt din orașul Giurgiu, fac parte din viața noastră a tuturor. Vreau o schimbare pentru tot omul de rând. Da, schimbarea se va trebui să se producă, doamna Toader, la alegerile care vor avea loc în luna iunie anul acesta. Atunci trebuie să ne prezentăm la vot. Să depășim acel prag minim de 20-22.000 de alegători, pentru că tot așa o vom duce. Nu, trebuie să ieșim toți la vot ca să putem vota în corpore. Pe cine? Să vedem. Deocamdată. Iată, la nivel național o știre. SUA a numit un reprezentant special care se va ocupa de problema corupției din România și Bulgaria. Este prima dată când SUA trimite un reprezentant special în regiune cu misiunea expresă de a se ocupa de probleme legate de corupție, spălare de bani și crimă organizată. De ce mai avem Parlament? De ce mai avem instituții ale statului abilitate? Când vin americanii să ne monitorizeze activitatea noastră,
Oameni buni, unde ne-ați dus? Unde vom ajunge cu dumneavoastră la putere? Aplicați-vă asupra problemelor noastre, al oamenilor de rând, care sunt cu milioanele în sănătate. Deja sunt legătura cu alegătorii. Nu aveți treabă cu alegătorii. Vă certați între dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere, tot ceea ce faceți este formal. Dumneavoastră știți foarte bine ce aveți de făcut, ca să ne țineți pe noi la cutie. Da? Cea mai bună metodă pentru a ne ține la cutie este să ne creați orice șansă de afirmare, orice șansă de emancipare, da? Suntem liberi. Avem libertatea cuvântului. Din punctul meu de vedere, mai liberi am pe timpul lui Ceaușescu decât suntem liberi, mai liberi decât suntem acum liberi la cuvânt. Pe timpul lui Ceaușescu știam, cred că aveam 16-17 ani, sute de bancuri cu Ceaușescu, cu comuniștii. Nici o treabă, nu se întâmpla nimic, cum spun că nu știu probleme. Mai rău este acum. Spune ceva la un parlamentar din Giurgiu, la un senator, la un consilier local județean. Îți va bărea toate căile de acces ca să ajungi undeva. Nu numai în Giurgiu, peste tot. Da. Din punctul meu de vedere, dragii mei, iată că la unele partide politice din România se practică sondajul de opinie pentru a candida la o anumită funcție în statul, să fie pe listele ale alegătorilor. Este cea mai bucuroasă situație, pentru că se pare partidul. Se formează multe fracții, multe tabere. Nu, domnule, un partid cu personalitate, da, îl pun pe Vasilescu să candideze pentru funcția de primar. Scurt! S-a terminat. Asta înseamnă disciplină de partid. Pentru că eu mă uit la Giurgiu, cel mai bun exemplu la PNL. Sondaj de opinie, nu știu cine, nu. Cea mai mare greșeală s-a făcut. Trebuia cei de la București, de la centru, să trimite un reprezentant, să monitorizeze foarte bine ceea ce se întâmplă la PNL, filiala Giurgiu, să facă un raport detaliat către conducerea PNL, să spună ăla care e în funcție respectivă nu este bun. Ălaltul, la fel. Ăla trebuie să facă așa. Eu până îl văd bine. Asta trebuia făcut. După care venea direct cu numirea. Ce e? La Giurgiu sunt 4-5 tabere în PNL. Mai sunt 3-4 până la alegeri și încă nu știm cine candidează. Când să-și mai facă cel care câștigă programul pentru a convinge alegătorii că este bun. Este, v-am spus, este... Nu este bine ceea ce se întâmplă. Domnul George Dumitrache, pot da grăniștea pentru tren? Da. Dar domnul Dumitrache, foarte bine a spuntat. Podul de la grăniștea. Am avut miniștri, am avut parlamentari și avem. Iată că toți au promis și nu s-a realizat, nici măcar o cărămidă nu s-a pus la realizarea și la reconstruirea podului de la Grădiștea. Probabil că firmele de transport sunt mult mai avantajate decât am fi noi pe calea ferată. Iată că nimeni nu, ca să mergi la București, cât este ani? 18 lei biletul, ca să mergi la București. Da? Pe când cu trenul bănuiesc mai mult de 9 lei, max 10 lei nu putea să fie. Deci, practic, e preț dublu. Dar de ce să nu dăm noi mai mulți bani? Da? Ca să... Știm noi. Ia să vedem ce îmi trimite mie prietenul meu, Mirel Voinea. Da, uite, Remus, că se schimbă puterea, este PNL acum. Și se pare ceva schimbat, din potrivă se anunță și mai rău. Toți suntem la fel. Toți sunt la fel. Păi, Mirel, asta spunem și eu, că se schimbă. Se schimbă. Însă, din punctul meu de vedere, să vii cu 44%, 45% acum 3 ani și să ajungi la 18%, cum a făcut PSD-ul, e grav. E indiferent ce a încercat dumneavoastră să scoată, că face PNL-ul, face PMP-ul, face USR-ul, n-ai cum așa ceva. A rămas Mirel, dragul meu prieten, surprins, plăcut, de primarul sectorului 3, Negoiță, care a spus că revine în PNL, în PSD, fiind chemat înapoi de PSD, în momentul în care Partidul Social Democrat, conducerea, își va cere scuze în fața alegătorilor PSD pentru faptul că a fost un dezastru guvernarea lor în ăștia 3 ani de zile. Punct! No comment! Ce să mai spună nouă conducerea PNL, PSD în acest moment? Când unul de la lor, din familia de la lor, a spus asta. Da? Asta este. Asta este tristul adevăr. Dureros. Din punctul meu de vedere,
cea mai mare durere pentru orașul și județul Giurgiu, și știu ce vorbesc, este faptul că dacă nu faci parte dintr-o gașcă politică, poți să fii cât de deștept ai fi. Indiferent ce rezultate ai avea, nu ai nicio șansă să te integrezi într-un partid politic, nu ai nicio șansă să evoluezi ca și privat. Nu vreau ca să spun cât am pățit eu în ăștia 5-6 ani de zile cu școala mea de fotbal privată. Nu, că nu dă bine și nu e frumos să spun eu acum dumneavoastră chestiile astea. Dar mulți știu. Și îmi dau seama dacă eu, care de bine de rău, am emisiune la TV Giurgiu, am emisiune la ITV, iată acum am împreună cu Ianis și cu soții românul și cu Besa din Madrid, am deschis această televiziune. Nu suntem luați în seamă, dragii mei giurgiuveni. Dar dumneavoastră, am sunat astăzi un politician, dragii mei giurgiuveni. L-am sunat ca să intrăm în legătură să vorbim și noi cu el. Mi-a închis telefonul. Politician care se vrea capăle tutti capi. Nu-i dau numele acum. Îl mai las. O, trebuie să știu un singur lucru. Nu mă interesează de ei. Ei trebuie să fie așezați asupra problemelor cetățenilor orașului și județului Giurgiu. Indiferent ce nume are. Nu mă interesează. Cel mai urât lucru. Îl sun și ne spinge mie telefonul. Apelul. Nu se face așa ceva. Da, domnule Mus, ce doriți? Domnule, vreau disare la misiunea care avem cu giurgiuvenii, care v-a ales pe dumneavoastră ca să vă plimbați fundul ăla gras prin țară și să fiți unde sunteți? Vreau să vreau să vă cunoască, să vorbească cu dumneavoastră. Nici o treabă nu a interesat. Pierdeți. Știți bine că de dumneavoastră vorbesc. Sunt sigur că urmăriți emisiunea, am aflat că vă uitați la emisiunea noastră. Urât. Urât. Cine vă credeți? Am postat astăzi la mine datorită dumneavoastră. Niciun decident din Giurgiu și de nicăieri nu este mai presus de Dumnezeu. Au fost alții ca dumneavoastră, domnule politician. Și a sfârșit tragic. La lada de gunoi a istoriei. Vă credeți în trend? Vă credeți puternic acum, nu? Chipurile cam dominați viața politică din Giurgiu dumneavoastră. Asta credeți, nu? Aveți promisiuni de la noi de partide că veți fi sus. Ați fost sus. Urât. Urât. V-am chemat la TV Giurgiu în emisiune. Acum când erați mic din punct de vedere politic. Și acum respingeți mie telefonul. Aveți grijă. Aveți grijă cu giurgiuvenii. A, într-adevăr, giurgiuvenii sunt finuți, sunt delicați, uneori dezinteresați. Dar nu vizați pe asta. Că s-ar putea să rămâneți pe din afară. Cum au rămas mulți politicieni care acum link lanțele pe la partide să revină. Dacă... Bine. Lăsați. Nu are asta acum ca să... M-a supărat. Deci m-a supărat. Știa că pentru giurgiuveni și îmi respinge mie apelul. Nu intrați, nu vă jucați cu Ianis și cu Remus. Gata, vă zic, domnul politician, că sunteți în trend. Sunteți pe val. Îmi vine să râd de nicnicia dumneavoastră, de nesimțirea dumneavoastră. Pe cuvântul meu, domnare. La mine nu merge cum faceți cu alții. Știți la ce vorbesc? Nu merge. Nu merge. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Că dacă vreau de-astea... V-am zis, tatăl meu a murit la 27 de ani la Odessa, pe front, și a lăsat 3 copii acasă. Și eu ce fac? Să-mi bag joc, să-mi închinez memoria? Pentru ce? Nu! 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 Și vă voi monitoriza maxim. O să vedeți. Bine? Respingeți apelul. Respingeți apelul. Probabil că ați ajuns la un nivel atât de mare încât... Bun. Uh...
Da, da, domnul Alin Cernea, văd că nu mai mă certați acum, că de unde vin eu. Frumos! Domnul Alin Cernea spune așa, conducerea a distrus portul în Giurgiu. Unde este Dunărea Giurgiu cu toate secțiile? Frumos, vă mulțumesc mult, domnul Cernea, pentru acest minunat, minunat mesaj. Într-adevăr, nu s-a avut performanță la Giurgiu. Nu neapărat la Dunărea, nicăieri în altă parte. Acum, am mai spus în emisiune, acum câteva emisiuni, am fost la domnul primar Barbu, să-i spun, domnul primar, am atâtea zeci de copii, haideți să unim, să facem o academie, să facem aia. Nu, dacă vrei, du-i la domnul și lasă-i la el acolo. Vă dați seama, și eu fiind privat, plătim taxe la stat, plătim tot, și-a putut joc de mine. Asta este. Am făcut cerere la dumnealui să mă susțină. E greu cu sportul, cu copii. Nu putem. Cu prima ocazie, când avem bani, vă anunțăm și... Eu nu aveam bani, eu vreau echipament, eu vreau mai multe. Oricum am rezolvat-o, duc de 6 ani de zile Asociația Sportivă Speranțele Giurgiuvene, părinții sunt mulțumiți, nicio fel de problemă. Dar parcă te doare sufletul când vezi că alții primesc 700 ceva de milioane lei vechi pentru adulți care nu știu... Mă rog, în fine, și copiii orașului Giurgiu și județul Giurgiu nu se pot dezvolta armonios, că nu facem parte din Găști. Da. Iată, continuă Mirel. Nu este problema de scor, Remus. Problema la noi este că nu avem oameni capabili să ne conducă. Toate partidele sunt la fel. Mirel, mulțumesc mult. Îți mulțumesc. E lucru mare ce faci tu, Mirel. Sunt puțini care au curajul să facă ceea ce faci tu. Mulțumesc mult, Mirel. Mulțumesc. Ia să vedem Mircea Giugiucă, vecinul meu. Remus. Ăla care a fost înainte a fost un domn. Ăla care a fost înainte a fost un domn. Mircea, da. Am înțeles ce vrei să spui. Am înțeles ce vrei să spui, Mircea. Din păcate, este bolnav. Numai de bine. Nu ales ca să discutăm subiectul ăsta. Dacă, continuă Mirel Voină, dacă e totul liber, zi și numele Remus. Mirel, totuși. Mulți își dau seama de cine am vorbit, dar hai să dăm, totuși să dăm o șansă. Poate și eu am fost totuși dur, poate ai avut unele probleme legate de partid, de organizare, chiar îmi cer scuze că am fost atât de virulent, pentru că totuși, am înțeles, am stat o oră, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, zece, nouă ore, zece ore. Mă, poate îmi trebuie un mesaj, nu pot să-mi cer scuze. Ok, mă sunau o săptămână, două, niciodată, dar măcar răspuns. Dar practic a dat ignor total în condiții care știa și bănuia că de ce să-l sun eu pe el? Să fie aproape de Giurgiuveni. Nu a vrut să fie aproape de Giurgiuveni. Da. Iată, mai aveam aici un... După care intrăm, dragii mei, Giurgiuveni, cu doamna Nicoleta Croitoru în direct. O ziaristă fenomenală, extraordinară, datorită personalității pe care o are, este văzută altfel de așa ziși iubitori de Giurgiu și oamenii de... Nu, domnule, este o femeie într-o bucată, domnule, indiferent ce vorbiți dumneavoastră de ea, că nu știu ce face, că nu știu ce... Nu, face bine ce face. Aia este problema. Să lăsăm vorbele aruncate, vorbele urâte aruncate oamenilor competenți. Da. Eu știu așa, mai supravine mă față și vorbește. Aia nu mi-a plăcut, aia nu mi-a plăcut la tine. Vorbim prin spate. Urât. Da. Da, spune Alin Cernea, hai să vă spun ceva. Polițienii sunt toți la fel, ca la fotbal. Toți sunt fotbaliști, dar la echipe echipamentul diferă. Păi, dar de multe ori... Fiind îmbrăcați în echipamentul diferit față de echipa adversă, mulți mai joacă, înțelege, vreau să spun, Alin. Of.
Ce să mai... Politica ne-a dus unde ne-a dus. Aia e. Când ajung... Parcă le-a Dumnezeu mințile, când ajung în funcții, uite de tot! De tot! Că asta m-a deranjat pe mine la domnul de astăzi, care l-am sunat dimineață. Când l-am chemat la TV Giurgiu, tot în regulă, ai nevoie, vorbim, oricând, da? El abia e făcut să ochi în politică. Și acum că a fost acolo unde vulturii se avântă în politică, nu mai... Îmi zici prea mitul, deci pentru mine tu nu existi. Eu sunt la nivel mare, te înșeli amice. Cu asemenea mentalitate, nu eu. Că practic eu reprezentam Giurgiu acum prin emisiunea pe care o fac, da? Dacă continui cu această atitudine, într-un viitor foarte scurt, la lada de gunoi a istoriei vei ajunge. Și vom mai apuca. Și voi face multe seriale cu tine. Nu am mai vorbit cu dumneavoastră. Cu tine, că practic nu merit să vorbesc cu dumneavoastră. Vei ajunge la lada de gunoi a istoriei. O să vezi modul care l-ai comportat astăzi. Știi multe. Haideți să sunăm pe doamna Croitoru ca să nu ne încingem prea mult, Ianis. Ianis este concentrat la bunul mers al emisiunii, dragii mei, Giurgiu Vein. Vă mulțumesc mult de tot, sunteți în număr foarte mare pe pagina mea de socializare. Așa, dar să vedem unde o găsim pe doamna Croitoru, că am vorbit cu dumneavoastră astăzi, gata, am găsit-o. Și doamna Croitor este la fel ca și mine, foarte pornită, foarte supărată pe ceea ce se întâmplă la noi în oraș. Mai avea multe subiecte pe care să le dezbat cu dumneavoastră, însă... Alo? Să rămâne doamna Croitor. Alo? Sărăduinile, ne auziți? Da, bună seara, vă aud, domnul Remus. Doamna Croitor, nu știu dacă ați văzut de la început emisiunea. Eu am fost foarte supărat pe faptul că am sunat astăzi de dimineață un decident din orașul Giurgiu să rog frumos să intre în legătură cu giurgiuvenii, prin mine. Și mi-a respins apelul. În condiții în care a fost invitat la mine la TV Giurgiu când era mic, doamnă, din punct de vedere politic. Domnul Remus, vă rog. Nu trebuie să vă supărați pe Toma Pescu, că așa e el. Doamna Croitoru, ce facem? Stai să vă spun ceva, domnul Remus. Toma Pescu, în campania trecută, venea la mine în casă, deci pot să o spun clar, în fața oamenilor. Venea cu mai multe persoane, că erau în campanie. Și venea, mă auziți? Vă auziți foarte bine, doamnă, vă auziți foarte bine. Și venea la mine în casă. Eu n-am fost niciodată la el în casă, că eu sunt prea mică, sunt prea așa, dar el venea la mine în casă. Și vorbeam foarte multe și puneam la cale foarte multe și venea cu un prieten de-a lui foarte bun, care, ce să vă spun, după ce a terminat campania și a ieșit el și a ajuns el ministru, primul om la care i-a închis telefonul, eu. Așa că nu trebuie să vă supărați, că așa e el. Dar nu, eu nu am spus da, că este el. Nici nu trebuie să-mi spuneți, pentru că eu, dumneavoastră, știți că mie îmi poate reproșa orice, numai că sunt proaste, nu poate reproșa. Păi am spus adevăr că aveți multă personalitate și datorită acestei personalități debordante, lumea vă percepe altfel. Dar am spus, domnule, dacă cineva, deranjează-vă cineva, doamna Cluitor, să vină tăiate față în față. Dumneavoastră nici nu știți cât de puțin mă interesează pe mine discuțiile și bârfele de proastă calitate. Știu, vă cunosc foarte bine, doamna Croitoru. Țelul meu în viață nu ăsta e să le ascult bârfele. Ăștia sunt. Dacă atâta pot ei, domnul Remus, atâta pot. Sunt limitați oamenii. Ce să faci? N-ai ce să faci. Ei așa cum sunt și cu asta basta. Da, doamna Croitoru, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar acești decidenți, așa zic decidenți de ghilimele, prin deciziile lor, obstrucționează viitorul copiilor noștri, doamnă. Avem copii bolnavi, avem copii slab dezvoltați mental, da? Din cauza acestor oameni care fug după funcții și nu interesează, când ajung în funcții, uite de toți.
Domnul Remus, dumneavoastră, în primul rând că îi faceți prea multă reclamă lui Toma Petcu și, în al doilea rând, el nu este un decident. Vă rog să mă iertați că vă contrazic. Ascultați-mă, Toma Petcu este un lider al grupului de la ALDE, da? ALDE care are 3% pe țară, pe bune. Despre ce vorbim, ce decident? Ei sunt acel partid balama, amărât și hărtănit, care se lipesc ca precum caracatița. Când e ăla la putere, când e ăla, când e ăla. E un fel de UDMR, mă înțelegeți dumneavoastră? Păi ei lumea nu-i vrea. România nu-i vrea. România nu-l vrea pe Tericianu 7 neveste sau pe Toma Petcu 4%, 3% la Giurgiu. Despre ce vorbim? Dar se agață, se cramponează de oameni, mă înțelegeți? Doamne, dacă tot ați deschis subiectul de Toma Petcu, se vorbește faptul în oraș că ar urma să preia destinele Partidului Național Liberal într-un viitor foarte scurt. Ce ne puteți spune despre acest aspect? M-ați întrebat de legătura lui cu PNL? Nu, nu. Se aude că va prelua Partidul Național Liberal într-un viitor foarte scurt. Filiala Giurgiu. Nu va prelua niciodată Partidul Național Liberal. Toma Petcu vrea doar, pentru că are foarte puțin la sută și pentru că nu are primari și pentru că nu are oameni, că nu are, e un partid mic, e un partid balama, v-am spus, așa, se învârt în nișa lor acolo, pentru faptul că au ajutat și au dat niște voturi la guvernare, da, acum guvernării actuale, atunci, prin pactul făcut cu Tăriceanu și Orban, a trebuit să le acorde niște doleanțe de ale lor, să-și pună niște condiții. Și să li se respecte, pentru că trebuie să respecti când faci niște asemenea tratate și aranjamente, trebuie să le respecti. Urmă. Și atunci ce au cerut? Au cerut niște funcții, da, în anumite județe din țară, la Giurgiu, la Buzău, la unde aveau ei foarte, de fapt, unde au picat cel mai prost, că sunt cam peste tot în toată țara, dar în câteva județe din țară au primit funcția de prefect, au primit posturi pe la deconcentrate și uite că și le-au și cerut imediat, că nici nu puteau să aștepte altfel, că se gândeau că se răzgândesc peneliști și nu le mai dă nimic. Și cam asta, s-a cam terminat cu ei. Pentru că dacă ar fi corect să discutăm și să ascultăm pe la televizor sondajul și să vedem sondajele alea măsluite, cum că PNL-ul a crescut în sondaj și că a ajuns el pe la 45%, așa, exact când au anunțat ei că se taie salarii, că se dau 150.000 de oameni afară, că n-au dublat încă alocația la copii, exact acum au crescut la 45% și eu eram preoteasa, domnul Remus, m-ați înțeles? Eram fată mare, da? Și au crescut PNL-ul peste noapte la 45%. Chiar dacă ar crește la puțin PNL-ul, deși mă îndoiesc de chestia asta, oricum n-ar mai avea nevoie, chiar dacă n-ar crește, n-ar mai avea nevoie de ALDE. Vă spun sincer. Doar la locale, iar acum convenția cu Giurgiu, cu PNL Giurgiu, pentru că asta m-ați întrebat, m-auziți? Da, vă auzim foarte bine. Deci convenția cu PNL Giurgiu este să se ajute la locale, pentru că Toma Petcu vrea să aducă primar, de-aia v-am spus eu rândul trecut că primarii vor fi vânați mai mult de ALDE decât PNL-ul. Știți că v-am spus chestia asta? Da, sigur, sigur. O repet acum. Ei vor ALDE, Toma Petcu în speță, dorește să-și aducă primari, să aducă primari și pentru PNL, pentru că el vrea să crească ALDE, să micșoreze PNL-ul, dar PNL-ul e cel care l-a susține pe el pentru o funcție de deputat, altcineva nimeni. Cu ALDE cum să ajungi deputat cu 3%? Cine? Ce să faci? Păi și cum să aducă, doamnă, primarii la ALDE? Cum să aducă primarii la ALDE? Ce să le ofere la ALDE, la primarii din județul Giurgiu? Să le promită că el va fi deputat de Giurgiu, da? Și să le promită la fel posturi, pentru că altfel n-are ce să le promită giurgiuvenilor. Că a pus prefectul pe acea doamnă care, săraca, în fine, n-are. N-are nicio vină, n-are nicio vină, dumnei. N-are, săraca. Așa, da. Doamna Tuitoru, ați văzut? Ați să vă întreb, nu cumva acești primari pe care domnul Petcu vrea să ia, sunt pregătiți pentru pasul pe care îl face dumnealui în PNL împreună cu primarii? Se poate pune și această ipoteză?
cred că nu va veni în PNL pentru că nu-l va accepta nimeni șef la PNL. Primarii se vor duce către PNL în condițiile în care vor vedea ce se întâmplă cu PNL-ul deocamdată. Care este situația? Primarii sunt în expectativă, nu se duc oricum și nu se lasă oricum vânați. E foarte adevărat că un primar, în clipa în care e an cu alegeri, el trebuie să le promită oamenilor. Primarul din localitatea cutare trebuie să promită oamenilor că face ceva pentru ei, neavând bani, în condițiile în care PSD-ul nu-și revine, deși și de asta mă îndoiesc și cred. Cred și că PSD-ul își va reveni foarte curând, pentru că... E punctul dumneavoastră de vedere. Ce este? Este punctul dumneavoastră de vedere. Faptul că PSD-ul revine foarte repede. Este punctul de vedere și îmi permit să vă spun că ați greșit când ați spus că PSD-ul este la 18% la ora asta. Conform sondajului care a spus dumneavoastră de el că este măzuit. Deci PSD-ul nu are 18%, domnul Remus. PSD-ul are 30 și ceva la sută la ora asta. A fost la 45% PSD-ul. Ce vedeți pe televizor e manipulare de-a lui Imasu și de altora, care știți și dumneavoastră cum au făcut și până la urmă au picat prost, pentru că după fiecare tur de alegeri au picat foarte prost aceste case de sondare. Au picat prost, au luat bani foarte mult și bă, uite, mai mult pentru manipularea asta. Poporul zice, bă, dacă tot are ăsta 4-5, e clar, hai să mă duc cu el mai departe. Dar nu este așa. Nu trebuie ca noi să credem în sondajele de opinie niciodată. Iată și domnul Ilie Clemen se uită la noi și George Oancea, Gabriela Pincu, Florina Țone, foarte mult giurgiuveni sunt în legătură cu noi, doamna Croitor. Vă rog să continuați. N-au început să ne înjure, nu? Nu cred că o să fie cazul vreodată. Pentru că noi dăm plus valoare pentru orașul și județul nostru. Problema la politicienii noștri este, nu la noi. Am înțeles. Deci, Toma Petcu, domnul Remus, ca să încheiem discuția despre Toma Petcu, pentru că vorbim prea mult despre și chiar nu merită, serios. Toma Petcu nu va fi niciodată președintele al PNL Giurgiu. Da? Nu va fi. Da, doamna Acolitorului. Da. El a spus, el din potrivă își dorește să minimalizeze PNL Giurgiu, să-l facă mic și el, ALDE, printr-o conjunctură de el știut așa, precum o să pocnească el din degete, zice el acum, o să facă un ALDE mare și puternic și în loc de 3% o să aibă 2,50%. Da, și am terminat cu el. Da. Sunt foarte supărată, domnul Remus, pentru că am văzut-o pe această doamnă Violeta Alexandru aseară, m-am uitat consternată, eu chiar aveam o simpatie pentru această doamnă, am auzit că știe să facă prăjituri, mi-a spus o prietenă de pe Facebook că știe să facă prăjituri, deci este o gospodină bună, dar eu aveam o simpatie pentru ea pentru că o văzusem o luptătoare, așa știți, m-a dezamăgit cumplit. I-am trimis acum pe ziarul meu lista cu vârsta de pensionare din toată Europa, cu toate țările din Europa. Săraca n-a putut, ea a zis că a văzut ea în Europa și că și-a dat ea seama, știți probabil ce afirmație a făcut pe televizor. Spuneți. A spus că românii sunt leneși, că nu vor să muncească, nu le place să muncească și că vor să iasă repede la pensie. A bulversat lumea, vă dați seama. Cum să spui românilor că sunt leneși când românii au cele mai mici pensii din Europa și muncesc cel mai mult? Și ca să o conving pe această doamnă, pentru că ea n-a fost în stare să caute pe Google, am căutat și am găsit vârstele de pensionare din toată Europa. Nicăieri nu există vârsta de 70 de ani, vârsta de pensionare vorbesc, nicăieri în lume, nu numai în Europa. Ba, din potrivă, sunt țări ca Bulgaria, în care bărbații sunt la 62 și femeile la 60. Ucraina. Sunt adevărat că sunt niște țări, de exemplu Finlanda este singura care are bărbații la 65 de ani și le mai dă dreptul să lucreze până la 70, numai în condițiile în care ei vor. Însă, în toată Europa, vârsta de pensionare pentru bărbați bate 62, 63, 64, la femei 60 de ani. Am zis noi, exactitatea, doamna, au spus că facultativă este vârsta de 70. Nu. Cine vrea? Stați liniștit, domnul Remus, asta e doar începutul.
Deci a ieșit deșteapta de Madame Vicepremier, așa, care a spus, știți că s-ar putea să discutăm despre pensionarea la 70 de ani, ca pe urmă să iasă și Violeta Alexandru aseară și să spună că românii sunt leneși și că vor să iasă de vreme și că se mai gândește la chestia asta cu 70 de ani. Că așa a văzut ea în Europa. De-aia i-am și trimis lista ca să vadă lista reală de pensionare în Europa. Cum să ții un om până la 70 de ani? Ca să ce? Să-ți plătească ție cotizația, da? Contribuția, contributivitatea, să crească până la 70 de ani și ăla să moară la 70 de ani și tu să nu mai fii obligat să-i dea nicio da. Pensie. Nu cred că se va întâmpla, nu cred că se va întâmpla asta, doamna Coituru, vă garantez. Nu cred că se va întâmpla așa ceva. Ce vă rog pe dumneavoastră acum, pentru că știu că sunteți cel mai informat ziarist din județul Giurgiu, vorbiți de PNL, filiala Giurgiu. Vă rog mult de tot. Filiala Giurgiu care? A PNL. Ce se întâmplă acolo? Filiala Giurgiu? Da. Păi uite, văd că au fost în petreceri, că a fost ziua doamnei Dana Danciu. Să fie sănătoasă. Să fie sănătoasă, să-i spune și noi la mulți ani. Și văd că au fost, am văzut astăzi pe Facebook că și-au petrecut cu Marian Măroiu pe acolo. Cu Marian Măroiu, nu știu cum îi mai arde de petrecere, că în fine. Da. El își dorește să fie primar. Să-i urăm succes. E o glumă, doamnă. Haide să fim serioși. Da. Da. Știu așa. Știu că domnul Dan Ștefan Motreanu este în continuare și este președintele PNL interimar în continuare, deci s-a prelungit mandatul. Da. Asta ca să liniștim spiritele, mă înțelegeți? Se va discuta oricum săptămâna. Domnul Motreanu vine vineri de la Bruxelles și probabil că sâmbătă va avea o discuție cu domnul Orban și cred că va veni și pe la Giurgiu. O să vă spun dacă vine la Giurgiu. Vă anunț eu personal, da, domnule. Da, da. Pentru că o să-mi permit să-l sun și să-l întreb dacă vine pe la Giurgiu. Da, înțelegeți? Da. Așa, pentru că dacă ar veni pe la Giurgiu, ar fi frumos să-i luăm un interviu. Am înțeles că este pe cale de a se numi un viitor președinte interimar al PNL filiala Giurgiu. Ce ne puteți spune? Știți cumva ceva? Despre cine? Este vorba să se numească un nou președinte interimar al PNL filiala Giurgiu. Știți ceva? Eu știu, dar nu cred că se va numi. Eu știu că s-a discutat cu un domn care să vină la Giurgiu în condițiile în care domnul Motreanu nu mai vrea să se întoarcă la Giurgiu în condițiile în care i-a inspirat interimatul. Dar s-ar putea totuși ca domnul Orban să-l convingă pe domnul Motreanu să rămână în continuare. Este vorba despre o persoană care cred că ar băga fiori reci în filiala Giurgiu. Da, trebuie. Dacă ar veni, ar face curățenie, pentru că, cum să vă spun, chiar e nevoie de curățenie. Este inadmisibil, doamnă, ce se întâmplă acum la Partidul Național Liberal, filiala Giurgiu, este inadmisibil. Nu știu dacă s-a mai întâmplat la vreun partid în România așa ceva ce e la Giurgiu. 1000 de tabere, fiecare vrea cea mai mare filie din tort. Este dureros în condiții în care mai sunt câteva luni până la alegerile locale. Aici e problema. Știți ceva, s-ar putea să, pentru că se spune că începând cu 20 ianuarie o să bage la numărat, la măsurat, o să facă sondaje. Nici nu s-a discutat încă în realitate despre aceste sondaje. S-a spus că se vor face sondaje, dar n-au început sondajele la Giurgiu. Și nici nu cred că se vor face. Și știți ce cred eu, sincer? Așa, v-am spus, eu nu sunt Baba Vanga. Dar cred că până la urmă va veni un altul, că se bată ăștia tot dintre ei care se candideze la primărie și cred că va veni un altul de la București, adică nu, din Giurgiu, dar numit de la București pur și simplu să candideze la primărie, uite așa. Un om, un giurgiuvean care este penelist și care își vede de treaba lui și lasă pe ăștia să se bată între ei și să se certe și să candideze ăla. Care... probabil că ar avea șanse dacă n-ar candida domnul Barbu din partea PSD-ului. Eu știți cum văd, eu doar, azi să vă spun sincer, din punctul meu de vedere, știți cum văd eu situația domnului Barbu? Că dumneavoastră este în expectativă.
Bineînțeles că sunt respectativă. E prea deștept domnul Barbu ca să stea altfel. De acord. Este părerea mea ceea ce spun acum. Peste o lună de zile vine domnul Barbu și ne va spune: dragii mei giurgiuveni, iubiții mei giurgiuveni, care am făcut atât de multe pentru voi și voi face în continuare, nu mă lăsați voi pe mine și m-ați chemat la al treilea mandat, eu nu mai vreau, că am primit două mandate, dar pentru că voi insistați atât de mult, de dragul vostru, vin și la al treilea. Dacă mi-aduceți la ora asta 20 de oameni care spun vor că fi? Vor prima pe domnul Barbu, domnul... Deci vă spun că așa ne va întâmpla. Domnul Barbu a venit și va spune: voi nu mă lăsați giurgiuvenii, pentru voi o fac. Nu. Domnul Barbu va candida numai dacă vrea dânsul. Nu să-l pune cineva sau să-l roage, că nu-l va ruga nimeni niciodată să candideze la primărie. Poate doamna Cuitor, nici familia dumnealui cred că nu-l va ruga, pentru că familia îl vrea, aproape îl vrea, acasă îl vrea mai... Doamna Cuitor, eu am spus metaforic. Adică va fi singurul subterfugiu al dumnealui ca să-ți motiveze al treilea mandat. Că dumneavoastră a promis că două. Dar ca să găsească un motiv ca să poată candida, giurgiuvenii mă vor. Și trebuie să țin cont de dorințele lor. În ideea asta am spus. Dumneavoastră îi găsiți prea multe circumstante domnului Barbu. Eu vă spun așa. Da. Domnul Barbu va candida dacă va dori dânsul. Va candida, doamna. Dacă dânsul va dori, nu-i pasă domnului Barbu de giurgiuveni, domnul Remus. N-are nicio treabă cu giurgiuvenii. Depinde dacă își termină de construit hotelul. Dacă există vreun teren. Da. Din punctul meu de vedere propriu și personal, este că ar face cea mai mare greșeală domnul Barbu să participe și la al treilea mandat, ca și funcție de primar. Dacă domnul Barbu vrea să candideze și va candida, va câștiga. Dânsul are un aparat așa de câștigat. Dacă domnul Barbu va candida, domnul Remus, țineți minte ce vă spun eu acum. Dacă va dori să candideze, va candida, indiferent din partea cui, și va și câștiga. Și noi vom pierde. Și noi ce domnul Barbu e prea deștept ca să se implice într-un joc pe care să nu îl știe câștiga dinainte. Doamna Barbu, deci a vorbit de domnul Barbu prea mult. Din punctul noastră de vedere, vă rog mult de tot să ne spuneți un singur lucru cu care dumneavoastră vă mândriți în orașul Giurgiu sub mandatele domnului Barbu. Vă rog frumos. Nu mă mândresc cu nimic, domnul Remus. Atunci? Mi-ar plăcea. Domnul Remus, dumneavoastră știți că eu am făcut emisiuni în toată țara asta în care am arătat frumusețile țării și realizările primarilor, da? Și am făcut emisiuni politice. Aș vrea vreodată să mergeți, dacă n-ați fost, pe faleza de la Brăila. Pe acolo am făcut armata, normal că am fost. Sigur. Dumneavoastră știți cum este mirific și toți oamenii din Brăila acolo se plimbă în fiecare seară și au chioșculețe și au restaurante și au spectacole de muzică și au spectacole în aer liber și toți copilașii au locuri de joacă pe faleza de la Brăila și iarna, domnul Remus. Să mergeți pe faleza de la Galați, orașele de la Dunăre vorbesc. Și Călărașul, și toate punctele la Dunăre sunt extraordinar de reușite, falezele. Da? Ați văzut Călărașul în ultima vreme? Da, am fost acum, un an sau doi, am fost. Nu vă supărați. Ia ceva. Am florit orașul ăla pentru că au venit foarte mulți investitori. Au adus investitori, oamenii au locuri de muncă, iar orașul arată minunat. Eu am fost la Călăraș în toamnă am fost la Călăraș. La începutul toamnei, prin septembrie. Sau nu, chiar în octombrie, dacă stau să mă gândesc. Da, în octombrie am fost. Este superb. Superb. Au adus investitori care au schimbat totul acolo. Totul. Totul. Iar la noi, cu ce să mă mândrez, domnul Remus? Cu câinii, dacă trec prin oraș ziua să mă duc până în centru, stai și ți-e frică să repet câinii la timp. Dacă te duci să stai pe o bancă lângă turnul ăla, toată mizeria care e lângă turn în spate și... Domne, ați văzut că am pus poze aseară pe grupul nostru acolo. Da. Nu se poate.
Da, Ăla-i da. monumentul nostru, e al Giurgiului, cu ăla ne-a mândrit de sute de ani. Nu se poate să dai voie să-ți arate în halul la mizeria aia cruntă și niște placaje aruncate pe acolo. Am văzut, am văzut. Poza cu Domnule, noastră, e da. bătaie, domnul Remus, e bătaie de joc, pe Da. lângă faptul că, din punctul meu de vedere, cineva ar trebui să răspundă pentru faptul că acel domn proxenet sau ce este el, așa, că da, pentru proxenetism, Vorbiți de conul. așa, la vârsta lui, un fel de dincă, așa, al Giurgiului, și-a deschis în turn, lângă turn, a făcut ce a făcut acolo, Dar nu este restaurant. vina lui. Nu este vina lui. Vina celor care i-au dat voie să facă așa ceva. El a Domne, încercat. domne, dar stați puțin că există o instituție a patrimoniului de stat. Cine i-a dat voie? Cum a fost? De ce nu se fac niște cercetări? Să vedem. Cine i-a permis să facă așa ceva dintr-un monument care îți reprezintă ție un oraș? Că dacă zici Giurgiu, întâi și întâi te gândești la turn. Mă uit la oamenii ăștia care iubesc Giurgiu ăsta. Mă uit la pozele de la Giurgiu. Era farfuria aia superbă. S-a distrus aia, a distrus omul, au distrus comuniștii, în fine. A rămas turnul, emblematic pentru Giurgiu. Cum îți bați tu joc, mă? Cum bați jocurești tu, mă, efigia Giurgiului și îți permiți să faci așa ceva Da, acolo. la Cluitorul. Altceva vreau să vă întreb. Și pentru mine este o nebuloasă. Niciun candidat pentru primăria Giurgiu nu dă în domnul Barbu o secundă. Niciun ziarist din Giurgiu nu atinge nici măcar cu o floare pe domnul Barbu. Doamne, ce a făcut domnul Barbu, doamnă? Vă rog Cum, domnule, frumos. n-am scris de atâtea ori despre ce se întâmplă la Giurgiu? Nu scrie lumea, pentru că ca să scrii, trebuie să fii jurnalist și să-ți placă jurnalismul, nu să trăiești din el. Domnul Deșteaptă Remus, sunteți. m-ați înțeles dumneavoastră? Da. Da. Adică să nu trăiești din jurnalist, să ai un serviciu, da? Să-ți câștigi banii și să scrii pentru că îți place să scrii. Și atunci scrii. Dar Dacă nu-ți dacă place jurnalismul. trăiești din asta și nu mai faci altceva și nu ai o muncă ta, atunci nu mai scrii, pentru că... Doamna Cloitor, știți de ce vă respect eu, printre altele, atât de mult pe dumneavoastră? Dumneavoastră nu Spuneți-mi. aveți treabă nici cu cei din PSD, nici din PNL. Toți Nu. sunt așa. Ei, un ziarist adevărat nu laudă politicienii sub nicio formă. Da. Cum se laudă la noi în oraș. Eu cunosc toți politicienii, domnul Remus. Îi cunosc pe cei de la București, pe toți, Știu. pe cei care sunt și aici, pe toți, pentru că eu am lucrat cu ei. Îi cunosc, da? Și am lucrat cu ei, așa cum v-am spus și de Toma Petcu, da? Iau Și ca nu-mi se e rușine, spune domnule. Alex Alexandru. Monument tip bar. E vorba de turn. Numai în Giurgiu se putea întâmpla așa ceva. Da, vă rog, scuze, spuneți. Domnul Alexandru are și dânsul păcatele dânsului, asta este, sincer, ce să spun, politica este așa cum este ea și nu e pentru toată lumea. Am ști Politica că este a doua cea mai veche meserie din lume, însă are foarte multe lucruri în comun cu prima. domnul Reus, Da. politica nu e pentru toată lumea. Încearcă mulți, se dau din coate, dau din... Însă nu rezistă mulți, Ia înțelegeți? uite ce spune Mircea Giugiucă. Pentru că lumea în Giugiu este fraieră. Are dreptate, doamna Proitoru. Eu vă Da. spun așa. Vă rog. Am vorbit, uite, ca să vă dau din nou exclusivitate. Vă rog. Am scris un editorial acum câteva zile, până să vorbesc cu dumneavoastră, și mi-a scris imediat pe WhatsApp Rareș Bogdan. Am citit editorialul, mi-a plăcut foarte mult. Da, și Rareș Bogdan mi-a spus pe WhatsApp, ai dreptate, ai perfectă dreptate, te admir pentru că ai dreptate și că spui adevărul, așa este, dar nu mai am cale de întoarcere și prefer acum să tac. La care eu i-am spus, nu poți să intri într-un silențiu stampa acum, pentru că ai făcut prea multe declarații referitor la
oamenii pe care ei îi aduc în partid și pe care ieri îi jurau, înțelegeți? El era cel care tipa cel mai tare și cam asta este. Și am spus în editorial. Rareș Bogdan, din punctul meu de vedere, a căzut un pic așa într-o capcană, fără voia. Bineînțeles, bineînțeles, și recunoaște. Și recunoaște. El a vrut Bucureștiul. El atât și-a dorit el, după tot ce a făcut el pentru partidul ăsta, și-a țipat și-a urlat și i-a ajutat să ajungă. El a vrut filiala București. Nu i s-a dat și i-au dat-o lui Violeta Alexandru. Știți foarte bine. Așa, această doamnă care vrea să ieșim noi la 70 de ani la pensie cu picioarele înainte. Așa, ca să nu ne mai dea bani de pensie. S-a găsit ea tărăcută așa, că e bine așa. Sper să nu fie așa, pentru că... Nu va fi așa, nu va fi, vă spun că nu va fi. Societatea civilă probabil că se va trezi. Că doar nu o să vină diaspora ăia care au votat, i-au votat pe ăștia, că ăștia din diaspora nu îndrăznesc acum să mai scoată nicio vorbă, că au văzut că au fost păcăliți. Și nu știu cât de mult au fost păcăliți, nu știu cât de mult au fost păcăliți, sunt oameni așa în caz. Au putere de discernământ cei din diaspora, doamna Cloitoru, vă spun mult cinstit, am fost la ei peste tot, și au o mentalitate de învingători, de profesioniști. S-au schimbat mult. Nu mai sunt România proști pe care manipulau politicienii cum vreau ei. Văzând că s-au deșteptat românii în general, iată că nu mai sunt aproape de popor politicienii noștri. Fac campanie pe Facebook, din birouri, în grup, dar în schimb nu mai sunt aproape de cetățeni. Aici este cea mai mare durere. Și mă face să cred că... Dacă el a plecat din țară, domnul, eu vă spun ceva. Dacă el a plecat din țară, da? El, cel din diaspora, a plecat din țară pentru că a fost greu, da? Așa. Acum când știe că nouă ne este greu, de ce votează în necunoștință de cauză? De ce? Păi da, până acum, până la ultimul vot, nu a avut dreptul de vot, pentru că stătea la cozi kilometrice să voteze. Deci, dumneavoastră vreți să vă spun ceva, domnul Remus? Vă rog. Când la ultimul tur de scrutin acum deja pe Facebook se dădeau și numărul de voturi din diaspora. Înainte să se termine alegerile se spunea au votat și chiar la noi la Giurgiu cineva spunea au votat până acum 125.000 pentru PNL. Pentru Iohannis, pardon. Da? Deci se știa câte au votat pentru Iohannis. Și, deci votul era, mergea, curgea, era cam jumătate de zi și se știa câte au votat. Da, da. Ce trebuie să mai credem? Da. Ce să mai credem? Da, doamna Cloitoru, adevărul frumos uitați-vă acum. Acum, uitați-vă la mine ce vă spun. Vă rog. Că iar vă spun vă văd în poză. Vă spun exclusivități. Vă rog, vă rog. O să vedeți foarte curând că, de fapt, acum tot ce se face... Și toată politica asta de austeritate o fac peneliștii ca să-l dea jos pe Orban. Pentru că, domnul Remus, gata! Asta da exclusivitate, într-adevăr, nu știam așa domnul ceva. Domnul Remus, rolul lui Orban s-a terminat. Domnul Iohannis a ieșit în această în seară și a spus că vrea anticipate. Anticipatele înseamnă că Orban trebuie să-și dea demisia. A fost întrebat domnul Iohannis, îl vreți pe Orban? Îl consider cel mai bun premier, dar atât când băiatul ăla de la adevărul a insistat, totuși îl veți susține și în continuare și va fi numit imediat, a trecut. Noi știm ăștia de pe margini că atât a fost pentru Orban, gata. Și-a văzut visul, era în stare de orice și uitați-vă, ce tratate a făcut cu ăștia dureroase pentru ceilalți, tot și pentru noi românii, ca și pentru peneliști în primul rând. Pentru că primii perdanți din toată chestia asta pe care a făcut Orban ca să se vadă prim-ministru, au fost peneliștii. Domnul Remus, uitați-vă la Giurgiu. Că giurgiuvenii au prefect de la ALDE pentru Dumnezeu, ALDE 3% la care nu i-au dat nimic. Doamna Cloitoru. Eu sunt de acord. Nu le-a dat nimic celor de la ALDE și prefectul e de ALDE pentru Dumnezeu. Eu deci e strigător la ter pentru peneliști. Uitați-vă la deconcentrate. Nu se mai putea cu PSD-ul la conducerea țării. Era un dezastru, vă spun sincer. A spus așa, l-au chemat înapoi pe primarul de la sectorul 3 Negoiță, conducerea PSD. Știți ce a spus Negoiță?
Vine înapoi. Domnul Remus, nu-mi spune ce a spus Necoită, care, slavă Domnului, trăiește bine, mersi, după ce are datorii vreo 600 de miliarde la către statul român. Și l-au ținut pe sediștii cu datoriile astea, că tu dacă ai o datorie la ANAF de 10 lei, ți-a pus poprire pe salariu. Despre ce dracu vorbim cu Necoiță? Hai, lăsați-mă. Dacă Gionica vine ciolacul. A spus Necoiță că vrea el scuze de la ăștia, de la PSD, că... Ce să... Că și-a bătut joc de români. Cine e Necoiță? Cine e? Primarul sectorului 3. Am te auzit de hotelul Ring de la București? Da, te auzit de Ringra Hotel, da? Ia lui Necoiță. Da? Ce nu are Necoiță? Ce nu a făcut Necoiță PSD-ul ăsta? Ce a vrut el? Doamna ce Cricol, a vrut el? Cea mai mare, problema mea, știți care este? Pentru este faptul că toți politicienii se ceartă pe funcții, în schimb poporul român a rămas ceva colateral pentru ei. Nu mai contează cetățenii. Siguranța cetățeanului nu mai contează pentru ei, decât interesul propriu. Eu am impresia că dumneavoastră jiniți inteligența celor cu care stați de vorbă. Păi stați puțin, cine a spus vreodată că politicienii au ceva pentru români sau că simt ceva pentru români? Pentru Dumnezeu! Ați întâlnit vreunul? Spuneți-mi-l și mie, dracului, să-i fac o statuie aici, în fața porții la mine, să mă înclin la el în fiecare zi. Unul, dați-mi și mie un nume. Ce Dumnezeu? Dumneavoastră știți că și-au mărit salariile acum și-au mărit, da? Cu câte 2500 de lei. Și președintelui, și ministrilor, și la toți demnitarii. La bugetar, nu la toți, nu la toți. Le-a mărit câte 23 de lei. Mă înțelegeți? După ce și-au mărit ei salariile săptămâna trecută, săptămâna asta și și-au declarat peste tot, am înghețat salariile demnitarilor. Păi băi idioților, ne credeți stâmpiți? Ați înghețat după ce le-ați mărit? Păi îngheață-mi și mie salariul, dar mărește-mi întâi și mie cu 250 de lei. Da? Cu 2 milioane jumate și formă mi le îngheți. Despre ce vorbim? Unde ați dumneavoastră politician să țină cu țara sau cu oamenii din țară? Și despre ce vorbiți dumneavoastră acolo? Doamna Croitoru, mi-a făcut o promisiune la emisiunea trecută că săptămâna viitoare, marți, veți veni aproape de mine într-o emisiune direct cu giugiuvenii noștri. Da, vin cu drag. Vă mulțumesc mult de tot. Rămâne pentru marțea viitoare la ora 20 să fim aproape de giugiuvenii noștri. Ne-ar face mare plăcere. Viitoare la ora 20 vom vorbi cu giugiuvenii, da? Și să reînodăm ce am început la TV Giurgiu. Să fim de temut pentru cei care nu-și fac treaba bine pentru orașul și județul Giurgiu. Le vom spune multe giurgiuvenilor și voi veni cu noutăți pentru ei. Până atunci eu le urez giurgiuvenilor să fie sănătoși și să fie bine și să aibă încredere în ei, că în altcineva nu trebuie să mai aibă încredere. Doar în ei, în ce pot ei și în ce fac ei. Atât. În rest, nu trebuie să mai aibă încredere în nimeni giurgiuvenii. Și mai ales sunt politicieni. În unii, că unii mai mișcă cât de cât. Doamna Cruitor, eu vă mulțumesc mult de tot și rămâne să ne vedem marți la ora 20 la studioul TV Super Românesc. Aproape de Giugiuveni. Cu drag. Salutări telespectatorilor dumneavoastră. Cu drag. Mulțumim. Sărut mâine, doamnă. Sărut mâine. La revedere. La revedere. Iată, dragii mei, giurgiuveni, iată ce analiză dură a făcut doamna Proitoru asupra a tot ceea ce se întâmplă în județul și în țara noastră. Este dureros faptul că am rămas ultimii, noi cetățenii României, în preferințele politicienilor. Singurul lor gând este ca dumnealor să își asigure probabil încă 5 vieți de acum încolo, atâtea venituri. Pentru că 5 vieți. Pentru că dumnealor s-ar putea să aibă 6 mâini, să aibă 3 guri și nu le ajung banii, foloasele materiale agonisite în această viață. Este dureros și este urât când vezi oameni care au fost aleși și înșală așteptările a milioane de cetățeni români, de oameni care își pun speranțele, își pun viitorul copiilor lor în votul pe care îl dau, după care să nu răspundă la telefoane,
să fie aroganți, ei să fie mai presus decât Dumnezeu pe acest pământ. Este dureros. Este dureros și dau de vadă de multă cruditate. Dau de vadă de faptul că nu interesează de noi și pentru mine, practic, telefonul de astăzi, asta mi-a demonstrat. Nu ne interesează, mă interesează de Giurgiu, n-am nevoie. Eu am alte, gânduri mai mari să ajung. Bună seara, domnule director Toma Forescu. O secundă, vă rog frumos, să ne ajute dragul nostru Ianis, ca să putem să ne auzim mai bine pentru giurgiuvenii noștri, care sunt convins că, iată, sunt mulți în legătură cu noi. Iată, domnule director Toma Forescu, am primit nota 10 pentru emisiunea din această seară de o persoană dragă mie, Daniel Puiu Vesa, din Madrid, care practic nu este giurgiuvean, însă ne urmărește cu foarte mare atenție. Bună seara, domnule director! Bună seara și din partea mea nota 10 cu felicitări, pentru că iată mie mi-ați ușurat atât de mult misiunea încât aproape că nu mai am nimic de spus decât să vă transmit felicitări. Vă mulțumim mult, domnule director. Aceste felicitări pe care dumneavoastră le adresați nouă, eu le împart tuturor giurgiuvenilor care iată încep ușor, ușor să se dezmorțească. Și dumneavoastră sunteți membru pe minunatul grup Giurgiu Înainte. Ați văzut ce giurgiuveni frumoși sunt acolo. Practic nu interesează de viața politică, ce postel frumoase, muzică, picturi, poezie, întrebări frumoase, decente, răspunsuri la fel. Este o reală plăcere, vă dau cuvântul meu de onoare, că este o reală plăcere să stau pe acest grup. Sigur că da, într-adevăr, dacă ai suficient de mult timp ca să citești sau să vezi, să asculti toate postările de acolo, într-adevăr este o desfătare. Atât de multe idei și atât de variate gânduri și atât de mulți oameni frumoși, giurgiuveni frumoși, într-adevăr creează o stare extrem de benefică și evident idei frumoase nu pot să vină decât de la oamenii inteligenți și evident oameni frumoși. Da, și fac din nou apel pe această cale tuturor giurgiuvenilor, numai giurgiuvenilor din județul Giurgiu, să intre pe grupul Giurgiu Înainte, să ceară prietenie și astfel va face parte din marea familie a grupului Giurgiu Înainte, care în câteva zile deja sunt peste 500 de membri. Da, domnul director. Da, este excepțional. Un avânt aproape nesperat. Nici eu nu credeam că vor veni în număr atât de mare și într-un timp atât de scurt. Evident că pe măsură ce timpul va curge și numărul celor care vor veni în acest grup va crește, eu știu, poate chiar în proporție geometrică, să zicem. Domnul director, eu sunt convins că până la jumătatea lunii, până la sfârșitul lunii martie, vă garantez că acest grup va face parte 10.000 de giurgiuveni, 10.000 de giurgiuveni așezați, responsabili, care împreună cu noi vor monitoriza toate activitățile din județul Giurgiu, fie culturală, fie sportivă, fie politică. O să vedeți ce va însemna acest grup. Sunt convins că și noastră, oricum, dați este moderator, este important în acest grup, cum important sunt toți giurgiuvenii din acest grup. Sigur că da, toți. Da, iată doamna Adelina Găujeneanu, o membră de-a noastră care ne mândrim, ne urează o seară bună. Sărămâinile distinsă, doamnă, ne face plăcere că sunteți în legătură directă cu noi. Domnule director, eu sunt totalmente dezamăgit de tot ceea ce se întâmplă la noi în orașul Giurgiu. Aveam orașul județul Giurgiu, aveam un interviu cu domnul Dan Motreanu, un interviu atot cuprinzător, care a arătat cât de mult ne-a ținut pe noi în cușcă, clasa politică decidentă, în ultimii ani, în județul Giurgiu.
Practic, nu ne-a dat voie, exact cum spuneam și eu mai devreme, puțin până să intru în legătură cu doamna Croitoru, faptul că ne-a ținut în chingi, ne-au ținut jos, ne-au dat cu lingurița, cu porția, ca să nu ne putem ridica, ca să nu ne putem dezvolta personalitatea, ca să nu-i putem analiza și judeca pentru ceea ce nu fac pentru noi. Vă rog frumos, ce părere aveți? De câte ori am spus eu lucrul acesta la toate intervențiile mele, vă amintiți că și la ultima intervenție am spus că imediat ce depășești limitele județului Giurgiu, chiar și către județele acestea din sud învecinate, parcă treci în altă lume. Și iată că acum a venit doamna Croitoru nu mai devreme ca să confirme ceea ce eu am spus aproape de fiecare dată și la ultima mea intervenție. Nu? Spunea doamna de municipiul Călăraș, parcă, nu? Da, de Călăraș, da. Că este deja foarte, foarte departe de ca nivel de ceea ce este Giurgiu. Și atunci, dumneavoastră, ce credeți? Cum îi puteți caracteriza dumneavoastră pe giurgiuveni care acceptă de atât amar de ani să trăiască în această stare? Am văzut lor de poziție care spun, vai, dar sunt giurgiuveni, sunt oameni buni, sunt cali, sunt cum se cade, sunt... Într-adevăr, sunt mediteraneni, dar toți din sudul acesta al României nu sunt încălziți de același soare mediteranean și trăiesc pe același glot pe care nu au trăit și eroii lui Zaharia Stancu. Dar de ce noi suntem întotdeauna ultimii? Nu? Asta ar trebui să fie o întrebare pe care să și-o pună giurgiuvenii. Nu să vină cu fel de motivații de genul că eu sunt împotriva cuiva doar pentru că, în sfârșit, nu înțeleg eu lumea aceasta. Nu am eu o filozofie suficient de dezvoltată ca să pricep nu mersul lucrurilor. Așa stau lucrurile. Atât de mult ne-a ținut în chingi, încât ne-au redus la un moment dat și gândirea. Eu am întâlnit mulți adepți al unui anumit partid politic care până la un moment dat, prieteni foarte buni cu mine, mergeam la fotbal, jucam fotbal la sală, comunicam. În schimb, când am văzut că nu fac parte din grupul lor politic, pa! N-am mai spus la telefon, m-au dat deoparte. Deci până la asemenea grad de lipsă de discernământ au dus polițienii din județul Giurgiu. Nu vă feriți de termen, nu vă feriți de cuvinte. Spuneți foarte clar, primitivism. Eu am spus-o. Am văzut acum că circulă pe burtieră un articol scris de mine cu ceva timp în urmă. În articolul acela în care eu spuneam... Din respect pentru dumneavoastră l-am pus acolo, împreună cu Ianis. Că nu am nicio mândrie că sunt giurgiuvean. Nu pot să am o astfel de mândrie și nu pot în ultimă instanță nici să am mândria aceasta de a fi român, pentru că sunt apăsat de mizeriile acestea în care trăiesc. Și când văd ce se întâmplă în lumea civilizată și când văd că aspirațiile mele tot timpul sunt, așa cum spuneți dumneavoastră, sunt apăsate, sunt ținute la nivelul cel mai de jos de clasa politică, nu? O clasă politică care nu ne reprezintă, o clasă politică pe care nu o putem schimba, pentru că tot timpul ei se pun acolo, în fruntea listelor. Și cum mai spunea doamna mai devreme, și cât de corect o spunea, nu oricine poate să facă politică. Clar. Trebuie să ai un caracter anume ca să faci politică. Și mă înțelegeți la ce tip de caracter mă refer. Și cred că și cei care văd emisiunea și cei care ne ascultă înțeleg la ce tip de caracter mă refer. Ca să poți să faci politică. Să poți să înghiți cu atât de multă ușurință braște otrăvite și să arunci cu atât de multă ușurință minciuni
care să manipuleze? Păi cei mulți. Și în sfârșit puțin dotat intelectual sau mai puțin cultivați. Domnul director. Astea sunt lucrurile care dor profund pe cei care au un pic de înțelegere. Da. Nu spun un pic de minte, că un pic de minte avem toți. Eu vă întreb pe ceva. Dar unii avem mai multă înțelegere și alții avem mai puțină sau deloc. Eu vă întreb ceva pe dumneavoastră acum și vă rog frumos în puține cuvinte. Cât de periculoasă este această beție a puterii? Vorbeam eu mai devreme puțin, înainte să intru în legătură cu dumneavoastră, de faptul că în momentul în care prind o anumită putere peste limita lor de admisie, deja se schimbă. Nu mai cunosc rudele, nu mai cunosc prietenii. Haideți să vă spun ceva legat de beția puterii. În anii 60, la Universitatea Stanford, un anume psiholog, Zimbardo a făcut un experiment teribil. Pe niște studenți din această universitate. A luat un grup de studenți și i-a împărțit în două. Pe unii i-a făcut deținuți și pe alții i-a făcut gardieni. În 3 zile, cei care erau gardieni ajunseseră să-i trateze pe cei care erau deținuți într-un mod aproape barbar. Și a fost nevoit acest cercetător să întrerupă brusc experimentul pentru că ăștia își luaseră misiunea în serios și îi chinuiau pe ea ca pe adevărații deținuți. Asta ca să vă dau un exemplu de ceea ce înseamnă beția puterii și despre modul cum, nu, iată, experimentați a demonstrat ce înseamnă beția puterii. A trebuit să ne dea mult de gândit nouă ceea ce a spus dumneavoastră acum cu acest exemplu, da? Sigur că da. Citesc acum, în perioada asta, o carte excepțională. O să vă împrumut. Dar asta am împrumutat, cealaltă mi-ați oferit-o și am ținut-o pe nerezultate. Doar când o să vă împrumut, se referă la marile experimente care s-au derulat în psihologie și de-aia mi-a venit în minte acest experiment, pentru că vine ca exemplu la ceea ce întrebați dumneavoastră, cât de mare este beția puterii. Este teribilă această beția puterii. Imaginați-vă că ei ajunseseră să-i chinuiască pe ăștia, astfel încât ăștia în 3 zile ajunseseră în pragul nebuniei. Adică mă refer la cei care au deținuți. Dar cei care au puterea efectiv în mâinile lor. Sunt la fel de îmbătați de putere cum erau studenții din experimentul lui Zimbardo. Din cauza asta, domnul director, spun eu mereu cât de important este să ai o poziție asupra puterii. O poziție bine așezată, bine conturată, pentru că atunci știu de frică, știu de teama că le desconspir toate neregulile pe care le fac. Dar așa, dacă este pace generală, nu deranjează, nimeni nu spune o poziție, te lasă în pace, acolo se va ajunge la acel experiment care a spus dumneavoastră. Pacea generală este, în sfârșit, manifestarea spiralei tăcerii al lui Neumann, despre care eu v-am spus de atâtea ori. Oamenii stau liniștiți sub poala opiniei publice și își văd de treabă. Și la un moment dat vor coti în direcția unde crede ei că se va afla câștigătorul. Așa încât, cum spunea mai devreme doamna, în legătură cu candidatura actualului primar, că va candida dacă va dori, evident că va candida dacă va dori și va dori dacă va simți că are șanse să câștige. Iar după cum doamna spunea că, într-adevăr, dacă va candida, va și câștiga, evident că va candida și va ști la momentul la care își va anunța candidatura, nu cu o certitudine, într-un procent cât se poate de ridicat, că va și câștiga. Așa stau lucrurile. Domnule director, eu am întrebat-o pe doamna Cluitoru, în astea două mandate, credeți și mie un lucru care noi, giugiuvenii, să ne mândrim sau dumneavoastră? Și doamna a spus foarte, foarte clar, am văzut răspunsul doamnei. Nu există niciun
lucru cu care să ne mândrim. Și eu ce aș putea să spun? Da. Ce aș putea să spun? Sau Giugiurin ce ar putea să spună? Nu fac decât să o citesc pe doamnă. Domnul Barbu, sunt convins că va afla ce vorbim noi acum, însă nu trebuie să se supere pe noi. Pentru că nimeni nu l-a pus să fie primarul orașului Giurgiu. Trebuie să, în momentul ce a acceptat această funcție, trebuie să accepte și lor de poziție ale concitadinilor dumnealor. Nu trebuie să fie numai o sanare. Trebuie să admită și lucrurile ale pe care le văd cetățenii orașului Giurgiu. Nu trebuie să supere, pentru că dumnealor nu este obișnuit cu opoziția. Până acum nimeni nu i-a făcut opoziție. Pentru că dumnealor nu vine să creadă că s-a găsit cineva, câțiva nebuni, care să scoată în evidență aceste lucruri. Nu, domnul primar Barbu. Dumneavoastră trebuie să veniți în fața giurgiuvenilor, în primul rând, dacă vă gândiți să candidați pentru premierea Giurgiu, cu toate cheltuielile, toate împrumuturile, toate scadențele acestor împrumuturi, în timp. Să vedem și noi giurgiuvenii. Să vedem și noi ce asociații au primit bani de la primăria Giurgiu, de la municipalitate. Ca să pornim și noi de la zero să știm ceea ce s-a întâmplat. Pentru că am înțeles, chiar domnul Anghilescu a spus în emisiunea noastră, acum câteva săptămâni, că primăria Giurgiu este în colaps, cu multe datorii. Și că pentru următorul primar al municipiului Giurgiu va fi o sarcină foarte grea ca să redeseze situația financiară în primăria Giurgiu. Dar asta este o sarcină pentru fiecare primar, sigur că da. Asta este o sarcină pentru fiecare primar. Nu, domnul director. Datoriile se rostogolesc de la un mandat la altul. Asta la noi, la Giurgiu. Dar să vedeți, dumneavoastră, excedent bugetar în Iași, Cluj, Timișoara, Arad. Oamenii n-au ce face cu banii acolo, domnul primar. Vorba vine. Da, se poate să există și astfel de situații. Știu că există astfel de situații în Ardeal, în vestul țării. Sunt situații, stări de lucru excepționale. Cluj, Oradea, Arad, Alba Iulia, într-adevăr, acolo s-au și făcut lucruri excepționale și, într-adevăr, și bugetele sunt cât se poate de echilibrate, dar acolo s-au scris foarte multe și foarte corecte proiecte europene care au permis, nu, să se tragă bani europeni, au permis accesul la fondurile sute de milioane de euro. Sigur că da, nerambursabile. Și aceste fonduri nerambursabile, în mod evident că sprijină bugetele localităților și ajută la echilibrarea lor. Domnule director, pe mine mă deranjează două lucruri. Extraordinar de mult. Eu sunt un tip, deși multă lume nu mă percepe așa, mă percep vulcanic, nu știu. Eu două lucruri mă scot din sărite. Unu, un politician ales să nu fie aproape de cetățeanul orașului Giurgiu și județului Giurgiu, cum a văzut eu, a sancționat un ales și mi-a respins telefonul fără mesaj, fără nimic. Știi clar că am și emisiune, am televiziune la TV Giurgiu, la Inedit TV, acum. Deci dacă nu-l interesează, noi nu mai contăm. Deci dacă eu, nu sunt eu oricine. Nu sunt mare persoană. Sunt un om mărunt. Cu nevoi, cu datorii, cu tot, da? Dar dacă eu, mie îmi respinge apelul, de la un amărât, un alt om care, eu știu, are o problemă, urât de tot. Da, într-adevăr. Nu, asta să știți că nu este apanajul unui singur politician. Toți fac la fel. Toți sunt la fel. În momentul în care se văd acolo sus, deja transced lumii noastre a vulgului, ei devin personalități, devin niște semizei la care noi trebuie să... Exact cum a spus, parcă ar avea 6 mâini, mănâncă cu 6 mâini și mai ce sunt de 3 vieți. Sigur că... Au descoperit tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Da. Și al doilea lucru care mă deranjează, domnule director, este următorul aspect. Nu suport să văd ziariști lăudând politicieni, cum e la noi în Giurgiu. Da, nu neapărat ca să îi laude, dar totuși dacă au realizări, trebuie menționate. Acum, știți ce se întâmplă? Nu poți să faci numai critică de dragul criticii.
Numai că la noi aici în Giurgiu problemele merg în acest sens, adică chiar nu este nimic vizibil, nu este chiar nimic de scos în evidență, nimic de reliefat. Așa stau lucrurile, din păcate. Și aici vine etica jurnalistului, adică acela care încearcă să lustruiască și din nimic să scoată sau să facă ceva. Mă înțelegeți ce vreau să zic? Este trist faptul că unii ziariști laudă politicieni care nu merită laudele. Pentru că prin laudele lor sunt multe persoane care sunt influențate de ceea ce spune ziaristul. Și prin această influență, acel politician prinde arii, prinde putere, prinde voturi și copiii noștri ai Giurgiului nu se dezvoltă armonios, sunt obstrucționați în dezvoltarea lor fizică, psihică, da? Din cauza la a patra putere în stat chipurile. Da? Sigur, sigur. Eu o să vin în emisiunea viitoare, o să vin cu probe, să vă arăt hal de ziarist care laudă alesimțire o anumită persoană, un om politic din Giurgiu. Și o să vin și cu contraargumente. Să vadă și să stea acasă, să ne lase în pace. Sigur că da. Presa este principalul mijloc de manipulare. Păi dacă nu prin presă se Domnul poate director, manipula. nu vrem să părem noi mai catolici decât Papa. Unul a fost calea adevărului și viața și este Dumnezeu. Avem și noi greșelile noastre, dezamăgirile noastre. Așa. Dom'le, dar lăuda pe cineva cu atâta nesimțire, știind că nu este adevărat, și încerci cu niște realizări de 2 lei să ne prostești pe noi? Da, păi exagerările sunt pentru ceea ce eu vă spuneam și merg în sensul a ceea ce eu vă spuneam, în sensul manipulator. Ia uite, domnule, cât de frumos, de inteligent, de luminos și de multe lucruri a făcut pentru voi acest personaj. Evident că sunt făcute acest fel de reportaje sau de articole, sunt scrise, sunt făcute cu scop manipulator. Da. Iată și domnul Ilie Stan, internaționalul nostru, fost internațional, să ne privește în această seară. Doamna Serafim Nico din Singureni ne-a dat nota 10 și dumneavoastră pentru emisiune. Mulțumim, doamna Serafim. Iată, doamna Nicoleta Croitoru, salutări dragi. Salutări dragi domnului Florescu. Aleasă presiune, aleasă prețuire. Să Tot doamna rămână, să Nicoleta rămână, Croitorii. să rămână, doamne, să rămână, Da, să rămână, da. doamne. Tot doamna Nicoleta Croitoru spune, ce ziariști primesc sume imense lunar de la primărie. Doamna știe ce vorbește. Doamna Croitoru știe ce vorbește, nu vorbește niciodată în plus. A dovedit asta. A dovedit, știe foarte Da. multe lucruri și mi-a plăcut că de fiecare dată are cel puțin una sau două exclusivități. Da, Se da. vede, se vede, se vede formația O ta să și am mația viitoare să am trecutul emisiune. de jurnalist Da. de calitate. Da. Vă rog. Da. Domnule director, eu vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că ați fost aproape de noi la emisiunea Giurgiu Înainte de la TV Suflet Românesc. Vă rog frumos, ca așa este normal, ultimul minut pentru Giurgiu. Să-l adresați dumneavoastră. Nu mai știu ce să le mai spun, Giurgiu. Le-am spus de atâtea ori. Să folosească înainte de toate inima, rațiunea, judecata, inteligența. Da. Și să nu lase să prevaleze în alegerile, în opțiunile lor, sufletul, visarea, idealizarea, rațiunea trebuie întotdeauna să primeze. Domnii noștri politicieni din orașul Giurgiu și județul Giurgiu, când am spus că îi vom monitoriza adlite la tot ceea ce fac, au crezut că glumesc. Iată că prin emisiunile noastre de la TV Suflet Românesc, online, dacă spun că sunt vizionate extraordinare, avem deja mii de vizualizări. Da, într-adevăr, așa este. Excepția, ultima emisiune a avut peste 1500 de vizualizări. El este ceva, pentru că eu vă spuneam, încă sunteți la început. Să vorbim peste 3 luni, peste 5 luni, să vorbim peste un an, când
televiziunea va deveni cu adevărat consacrată. Și o să vedeți atunci. Ne este și nouă greu, domnule director, și mie și lui Ian. Convins, noi tot ce am făcut cu această televiziune, am făcut din buget propriu, ne-am luat de la familie, vă spun sincer, și am încercat să încropim această televiziune. Mulțumim lui Dumnezeu, avem în continuare unele probleme, însă nu ne-am vândut sufletul diavolului. Cu greutate, Iani săracul s-a cânit astăzi să intre, să aranjeze, să facă, nu i-a supărat, nu e, și prin dibăcia lui a reușit până la urmă. Dar așa ne chinim, ne confruntăm cu mari greutăți. Dar nu vom ceda și nu vom vinde sufletul. Sufletul nostru este al juvenilor. Asta trebuie să înțeleagă și cei cărora vă adresați, că iată, dumneavoastră faceți într-adevăr ceva pentru ei, pentru că nu faceți numai și numai pentru dumneavoastră, numai în interes propriu, așa cum o fac politicienii, și pentru asta meritați toate felicitările. Vă mulțumim mult, domnule director. Dumneavoastră întotdeauna ați fost aproape de noi. Singura mea părere de rău în ceea ce vă privește pe dumneavoastră este faptul că în mandatul trecut al PSD la Giurgiu ați fost obstrucționați. Vi s-au luat trei examene luate și cel mai grav este că iată în continuare, iată, eu spun lucrurile pe nume, nu mă interesează, n-am treabă. Iată în continuare este neglijat de actuala putere de la Giurgiu. Este un lucru trist faptul că dumneavoastră nu sunteți apreciat la justa dumneavoastră valoare. Eu sunt convins că actuala putere are un semn de întrebare și va da cezarului ce al cezarului. Ei, acestea sunt tristețile noastre obișnuite provinciale. De la asta ni se trag, domnul director, de la asta ni se trag. Meritocrația noastră este decedată. Nu poate clinică. Este decedată. Meritocrația. E de mult decedată meritocrația. Mie mi se pare că a devenit un termen atât de prețios încât mă și feresc să-l mai pomenesc. Ce meritocrație? Nu, dar vreau să vă spun că am reușit să trec peste toate, știți dumneavoastră, cu antrenamente spirituale. Educația dumneavoastră v-a făcut peste toate. Da, educația. Educația, da. Înțelepciunea pe care am câștigat-o și prin educație și, în sfârșit, experiența de viață. Da. Dar nu e cazul să vorbesc eu despre mine. Da. În orice caz, emisiunea, vă spun, a fost excepțională și ce să vă zic, vă doresc dumneavoastră numai succese viitoare. Îi salut pe giurgiuveni oriunde s-ar afla, de la marginile Ramadanului, cum îmi place mie să spun, până la țărmurile Atlanticului. Seară bună vă doresc și emisiune frumoasă în continuare. Vă mulțumim mult, domnule director Toma Florescu. Frumos final de interviu. De la marginea Ramadanului la dincolo de Atlantic. Foarte frumos, foarte frumos. Și este adevărat. Suntem urmăriți, chiar dacă este emisiune dedicată giurgiuvenilor, suntem urmăriți și dincolo de Europa, în Statele Unite. Iată că a prins foarte bine televiziunea noastră, dragii giurgiuveni, însă ne confruntăm și eu și Ianis cu multe greutăți. Iată, cum am spus, Ianis s-a chinuit și a pus toată priceperea în toată arta de care dispune de a realiza aceste minunate tehnici de televiziune. Nu este la îndemâna oricui, vă pot spune că este un expert. Însă la noi în Giurgiu, faptul că ne pricepem și noi la câte ceva și suntem profesioniști în ceea ce facem, contează foarte puțin în Giurgiu. Dacă nu suntem vioceii unor acolii, unor grupuri, zero. Nu contează. Nu contăm pentru nimeni. Asta vreau și eu, și Ianis, și domnul director Toma Florescu, și doamna Nicoleta, și doamna Croitoru. Asta vrem. Să redăm giurgiuvenilor respectul de sine, pe care, iată, unii nu-i bag pe toți în aceeași oală. Vă spun sincer, cunosc și politicieni în Giurgiu care sunt altfel. Sunt altfel. Nu-i băgăm pe toți în aceeași oală. Însă este dureros în ce hal am ajuns noi giurgiuvenii. Îmi pare rău că nu mai am timp, deja v-am reținut, avem cât avem Ianis, o oră și jumătate de când suntem. Da, aproape o oră și jumătate. Totuși, Ianis mi-a pus pe... Hai să citim repede articolul domnului Dan Motreanu.
ți-am trimis. Bun, las că ce citesc după telefon, nu e problemă. După care ne despărțim, dragii mei, Giurgiuveni. Am să încerc atât cât mai văd și eu, că am o vârstă înaintată, matusalemică. Am să încerc să vi-l citesc și să analizați bine, dragii mei giurgiuveni, pentru că este exact viața noastră a giurgiuvenilor pe care am trăit-o în ultimii ani. Iată că a trebuit să vină cineva din afară județului ca să ne arate unde ne aflăm. Nu datorită nouă. Spunea așa domnul Dan Motreanu. Județul Giurgiu, captiv în menghina sărăciei întreținută de PSD. Ținută captiv în sărăcie de guvernarea PSD, județul Giurgiu se află în continuare în menghina unei administrații social-democrate incapabilă și absolut neinteresată de modernizarea, dezvoltarea și creșterea nivelului de trai al cetățenilor din Giurgiu. Cifrele arată clar acest lucru. Potrivit celui mai recent raport al Comisiei Naționale de Prognoză, Giurgiu are printre cele mai mici PIB-uri din România, adică sub 10 miliarde de lei pe județ, calitatea bunurilor și a serviciilor fiind printre cele mai scăzute din țară. Produsul intern brut pe cap de locuitor este, conform Comisiei de Prognoză, cel mai utilizat parametru pentru compararea nivelului de trai și între județe, fiind definit ca valoare totală a bunurilor și serviciilor produse într-un județ împărțită în numărul de locuitori. PIB-ul României a fost în 2019 de 1040 de miliarde lei, cel mai mare fiind generat evident în București, urmat de județele Cluj, Timișoara, adică cine au primit mai mulți bani, Constanța și Prahova. Județele cu cel mai slab volum economic, sub 10 miliarde lei, sunt județele Ialomița, Giurgiu, Covasna, Mechedin și Tulcea. Este trist că în timp de 7 ani, cât a fost la guvernare PSD, nu a făcut decât să-i saboteze economic pe locuitorii județului Giurgiu, să-i mintă și să le refuze dreptul de dezvoltare, ceea ce reiese clar și din statistica recentă a Comisiei. În județul Giurgiu nu a existat nicio investiție majoră, în ciuda faptului că atât ministrul social-democrat al economiei, cât și cel al transporturilor, precum și președintele Consiliului Județean și prefectul, au fost oameni din județ. Datele arată negru pe alb că PSD nu a avut în vedere creșterea economică pentru județul Giurgiu, ci doar accentuarea dependenței locuitorilor județului de ajutoarele care vin de la stat pentru a-i manipula după bunul plac. Acest lucru trebuie să înceteze. Locuitorii județului Giurgiu sunt oameni gospodari capabili, care nu au nevoie de mila administrației locale, ci de oportunități de dezvoltare. Au nevoie să le fie sprijinite inițiativele, astfel încât să fie valorificat potențialul județului, ceea ce va aduce creșterea economică și implicit un trai mai bun. Județul Giurgiu trebuie să scoată capul la lumină și să recupereze decalajele, iar acest lucru va fi posibil doar cu ajutorul unei administrații liberale, spune dumnealui, responsabile, care să fie un partener pentru cetățeni. Iată, dragii mei, giurgiuveni, exact ceea ce vorbeam și eu cu interlocutorii mei, faptul că nu am putut să evoluăm absolut deloc ca și oameni de afaceri, ca și mici întreprinzători în orașul județul Giurgiu. Nu întâmplător ne aflăm la coada clasamentului în absolut toate domeniile de activitate din această lume. Este trist că am ajuns aici, exact ce vorbeam mai devreme. Sunt convins că va înceta aceste lucruri asupra locuitorilor Giurgiului și că într-un viitor foarte scurt, indiferent cine va fi la putere, cine va administra orașul județul Giurgiu, se vor apleca cu sufletul aproape de bunăstarea locuitorilor județului Giurgiu. Eu vă mulțumesc, dragii mei giurgiuveni, pentru faptul că ați fost aproape de noi în număr atât de mare și pe o perioadă atât de lungă de timp, o oră și aproape 40 de minute.
Însă este abia începutul, dragii mei giurgiuveni. Vă promit în mod solemn, și eu, și Ianis, și interlocutorii mei, că îi vom monitoriza maxim pe acești oameni politici din orașul și județul Giurgiu. Cea mai mare dorință noastră este să plece, să vină printre noi, să nu fie rupt de realitatea orașului și județului Giurgiu. Să nu vină doar să facă conferințe de presă, să ne arate cât de deștepți sunt dumnealor și cât de mult țin la siguranța cetățeanului orașului și județului Giurgiu, care își ia săracul drumul dincolo de România, dincolo de județul Giurgiu, da? Nu lucrezi la stat, nu faci parte din aparatul bugetar în județul Giurgiu, nu ești nimic. Pentru că fiind acolo, te poate controla foarte bine. O mare parte, nu toți, da? Ca să nu-i băgăm pe toți în aceeași oală. Dragii mei giurgiuveni, vă recomand călduros să intrați pe grupul Giurgiu înainte, să fim puternici, că numai fiind mii într-un grup compact și unit, eu vă dau cuvântul meu de onoare, atât de dragă mi-este de acest grup Giurgiu înainte, încât am lăsat pe plan secund și Inedit TV și TV Giurgiu și TV Suflet Românesc. Vreau să fiu aproape de dumneavoastră, pentru că v-am simțit că aveți nevoie de acest refresh pentru a respira puțin, pentru a vă simți mediul dumneavoastră natural, dragii mei giurgiuveni. Vă rog frumos să intrați pe acest grup, să țineți aproape de acest grup și cu siguranță fiind câteva mii și 8.000 în acest grup de sufletiști, de giurgiuveni adevărați, se va schimba și optica, pentru că atunci vom fi puternici. Dragii mei giurgiuveni, împreună cu Ianis, doamna Croitoi, domnul director Toma Florescu, care au fost în această seară cu noi, trebuia să mai fie și încă o persoană, dar e frică, e tinerel, e vâșneț pe rețele de socializare, dar se pare că totuși are un pic de limită. Nu e nicio problemă, este tânăr, are viitor în față și poate că într-un viitor apropiat va avea legătură cu noi și își va arăta adevărata potență mediatică. Vă mulțumim mult, dragii mei giurgiuveni, ne vedem marți la ora 20, împreună cu doamna Nicoleta Croitoru, în studioul TV Suflet Românesc. Vă mulțumim, la revedere! La revedere Giurgiu, la revedere giurgiuveni, oriunde v-ați afla în această lume. Vă pupăm și vă iubim!